de dimensiune 1 m x 0,70 m, ca o parte scurtă de iluminat cu stricte penală în privirea. Articol 2. Reducerea angajamentului de primirea prezente hotărâri se încredințează autoritatea executivă, domnul Rusu Remus Ionuț, în calitate de reprezentant al firmei Cer Solution SRL, cu sediul în stimați colegi, la ora aceasta am constatat, deja sunt instalate panourile specifice, deci nu știu dacă mai are rost să mai lucrăm aici. Și situația asta, de vreo 2-3 zile, deci sunt instalate panourile. Acum aș dori să aflu care este poziția primăriei vis-a-vis de această situație. Deci nu cred că tu te gândești o fibuzie de capul lor. Nu știu, ea ar vrea să am propozit asta. Dacă poate să-mi... Deci s-a primit adresă în care se invita să vină de urgență cu verificare și li s-a spus amendă de la 1.000 de lei la 100 de lei. Acum urmează pe legea 50 și 10 lei. Nu se pot lua rost. În această situație, eu o să votez pentru aprobarea plasării. Deja sunt amplasate oricum, dar firma trebuie să suporte consecințele, ca să nu fim luați de frag. Ne venim aici și am să ne aflăm întreabă. Domnul Sărmăr. Dacă și completarea la cele spuse de colegul meu Farcaș, aseară când am avut ședința de comisie, cu așa la acestitarea unui grup de cetățeni, ne-am depăsat cu întreaga comisie juridică în oraș și am văzut că, într-adevăr, plăcuțele indicatoare erau puse. Dacă noi, Consiliul Local, indiferent de componența lui, care nu și pe nume sau ca și culoare politică, respectăm pe investitori, indiferent care ar fi ei și chiar le mulțumim pentru faptul că vin și investesc în municipiul chiar și crească locuri de muncă, totuși îi rugăm pe investitori să ne respecte și ei pe noi. Deci nu ne sfidează pe față că vin și spun că dacă știți cum au spus cetățenii, tot de dacă cum i-am eu, de noi ne spulberați. Deci am rugat pe, chiar dacă este un investitor de angajură și a crea locul de muncă și pentru asta le mulțumim, dar îi rugăm să se, trebuia să, pun, să te pună în prealabil la Serviciul Urbanist din cadrul primăriei cu cele prin care sunt și au certificat de urbanism, au ținut de la identifica viz, au depus la monumentele istorice și au depus la locurile naționale. Deci au actele. Da, dar ar trebui să le pun neapărat la dosar ca să, ca mai astăzi să putem să le trecem hotărârea de Consiliul Local. Deci dacă nu aveau la actele care le-ați menționat, nu mai putea să putea să face hotărârea. Da. La fel și eu, ca și colegul meu, sunt plătit pentru, dar să zicem atunci că sunt investitori și au creat locul de muncă, dar au serviciul urbanist din cadrul primăriei, să aplice măsurile legale în vigoare. Și să ne respecte și să nu pe noi. Consiliul Local, instituția, nu pe noi. Și chiar și pe noi, dacă suntem pe mandatul ăsta. Care suntem? Vă mulțumesc. Domnul Brenan. Colegii mei vor vota pentru, deoarece ca principiu suntem de acord ca plăcuțe de reclamă pentru că au să fie amplasată pe planta municipiului nostru. Sigur că s-a creat o problemă delicată, dar rezolvabilă dacă se aplică legea. Totuși, aș vrea să le transmiteți celor de la Kaufland că le mulțumesc pentru invitația care mi-au făcut-o, mai ales că am suportat consecințele autorizării de demolare a fostei fabrici Soneșu. Mulțumesc pentru dată și dar încă o dată. Mare la adresa noastră a întregii instituții. Mai ales acum am auzit câteva minute mai înainte că subiect la info a apărut deja, că plăcuțele sunt puse și noi acum o să terminează ca să decidem dacă ne dăm voie sau nu. Suntem în râsul bun. Nu sunt eu la urmă că, pe de altă parte, când era vorba ca să se demoleze postul edificiu, de la ulterior Solușul și înainte cu garnizonul de Usar, și foarte mulți oameni ne-au sesizat și au spus că ăla ar trebui să fie un monument istoric. S-a demolat în Consiliul Local, la legislația trecută, am adus un amendament, chiar eu personal, să se facă un fotomontaj despre edificiul respectiv care a fost demolat. N-am văzut nimic. Și să fie afișat pentru noi pe fața.
Era o condiție care nu s-a respectat. Aia nu s-a respectat. Acum sunt 25, noi au cerut 25 de poziții în oraș. Dacă fiecare liderul în cam propriu la cel de atât, dar tot orașul va fi pozit de tăbițe și tante. Acela, mulți comercianți au spus că ei, dacă scot o capră, trebuie să plătească sute de lei. Sunt pentru o singură capră care pun grafișaș, care pun în fața magazinului. Ăștia pentru 25 de poziții nu plătesc nimic. Da. Plătesc chiria la Electrica și plătesc taxa de reclamă la primăria municipiului Viena. Deci nu se confunda ocuparea domeniului public și faptul că ei și-au montat pe un stâlp care este proprietate Electrica. Pentru noi la primăria la Viena vor plăti taxa de reclamă stabilită conform legii. Pe domeniul Electrica are fructe pe domeniul. Eu aș vrea să ne plătească Electrica după pe stâlpii. Iar faptul ăsta cu realizarea montajului, dacă în acea hotărâre de Consiliul Local este specificat, noi o să contactăm și o să, în viitor, să-și îndeplinească acea obligație. Eu n-am știut despre asta. Ca să ieșim la suma curată, eu propun ca să votăm contra și la o ședință ulterioară, deci să fim înături și să vedem dacă e primit condiția respectivă și taxa amenzii care trebuie să fie. Aș vrea să înțelegeți două lucruri total diferite. Firma Kaufland e firma Kaufland și acele firme sau acea firmă pe care firma Kaufland a angajat-o să emiteze acele panouri publicitare. Noi, în cazul de față, vorbim despre panouri publicitare montate de către firma Solution, nu știu cum. Acea firmă va fi sancționată, Kaufland în sine nu a avut nimic de a face cu lucrul ăsta. Am reținut problema cu acel montaj și sigur vor fi sancționați de către colegii de la urbanism. Dacă cineva... Există varianta să așteptăm până săptămâna viitoare să le provocăm o ședință extraordinară ca să aprobăm treaba asta. Eu cred că putem să aprobăm și ei vor suporta consecințele legii. Legea zice, ori suportă amendă și intră în legalitate, ori amendă de demolare și urmă sau de ajuns și urmă să le venim înapoi. Rămâne la latitudinea noastră, până la urmă, a fost un eveniment de deschidere da. Și nu au fost montate de 25, au fost montate câteva, nu 25. Dacă în zona de montate este orice nu. Dacă cineva comandă lucrare care nu este... Să înțelegeți, s-au montat fără avizul primăriei municipiului Viena. Asta am înțeles, dar dacă Kaufland, eu prima cu ăștia să monteze cărbițele și Kaufland trebuie să suporte consecințele care este complice. Dacă mai sunt discuții pe această temă, domnul Jegreanu. Eu mă declar nemulțumit că locurile unde au fost pierduri, locuri de muncă, să facem magazine, în locul unde au fost oameni, producție, să fac magazine, nu e prea bine. Ar trebui să vină investitori pentru producție. Degeaba toți facem magazine alimentare și magazine alimentare, că puterea de cumpărare și bani sunt tot mai puțini din care. Să vină domnul Vedea. Spuneți-mi cine oferă de la masa asta. Mai aveți ceva de spus, domnul Vedea. Nu oferă și nimeni, dar să stimuleze pe un investitor care produce locuri, nu le dă că s-o creat, nu știu, 100 de locuri de muncă. Să închid alte 200. Deci, eu pe mine cu locul nu mai afectează, că nu mi-am magazine, dar aceste magazine, în toată lumea, nu se pun în mijlocul orașului. Mai aveți ceva de zis? Nu. Vreau să vă aduc niște precizări legate de plăcuțele acestea cu Kaufland. Trebuie să știți că firma Kaufland în România își externalizează ca orice firmă serviciile respective. Ei și-au externalizat aceste servicii de publicitate unor firme, printre care și firma aceasta din Cluj, care se ocupă cu panourile acestea, așa zise, indicatoare publicitare. Această firmă a venit la noi și a depus documentația pentru certificare.
notificat de un aviz, colegii mei au cerut avizele necesare, pe care și avizul Consiliului Local. Celelalte avize ei le-au obținut, mai au, din păcate, un aviz care durează și va dura cel puțin încă o lună, cel de la monumente istorice. Persoanele, colegii de acolo, sunt în concediu și ei se întrunesc o dată pe lună. Deci următoarea ședință a Comisiei Zonale de Monument va fi de-abia în septembrie, luna viitoare. La Cluj, da. Deci acolo. Și de aceea, mă rog, eu cred că evenimentul ăsta i-a presat într-o oarecare măsură să facă această încălcare a legii, pentru care, bineînțeles că vor fi sancționați pe legea 50 firmat. Nu, eu nu cred că alte motive ar fi avut. Nu sunt 25, un aviz mai au încă de obținut pe drumurile naționale, firma respectivă nu cunoștea situația juridică a drumului, faptul că această arteră care trece pe aici este tot drum național, ei au crezut că este drum local și atunci pot amplasa și el. N-au nevoie de avizul drumurilor naționale decât pentru cele care erau intersecția la Băile Peița. Am discutat cu ei, le-am spus, domne, și ăsta este drum național și au renunțat la, nu știu, vreo o nouă, care nu le mai pun. Asta a fost toată povestea legată de panourile acestea. Și cred eu că, mă rog, evenimentul ăsta care l-am văzut, haideți să descrieți mai repede, dar vor fi sancționați, noi am și trimis astăzi scriptie să vină să prestacem sancțiuni. Domnul Sămbătă. Da, sigur, argumentul vă aduce și pro și contra. Dacă acea firmă de publicitate care a instalat aceste producții indicatoare, are acest subiect de activitate, cum mă repet. Sigur, sigur știe tot ce trebuie în momentul când va, când a plasat. Sigur, acum a fost evenimentul deschiderea magazinului și că și-au dorit foarte mult să fie apăsate acele producții indicatoare. Deci, rugăm ca pe viitor, din punctul meu de vedere, să nu mai fie sfidat Consiliul Local, s-a neglijat, s-a luat așa ca un fel de, nu știu ce, este legislativul municipiului Gherla, care la propunerea executivului a primăriei, adoptă niște hotărâri, pe baza cărora se conduce acest municipiu. Deci nu chiar o joacă așa că noi venim aici și ridicăm mâinile și gata. Acele hotărâri, după aceea, sunt asumate legalității de către instituția prefectului și executivul le pune în aplicare. Deci, faptul că le-au pus, sigur că și-au pus niște socoteri prin zină privată. Bă, le punem, suportăm amenda, dar nu ca să ne încadrăm în termenele de deschidere a magazinului nostru. Că altfel putea să aștepte până astăzi, ce noi treceam această hotărâre, că sigur nimeni dintre noi, absolut niciunul dintre colegi, nu avea o problemă a aproba amenințarea acestor plăcuțe și să nu ne se le pună. Dar dacă s-au grăbit să deschidă înainte cu asta, da, nu știu. Nu doar, dar și închei, că nu am niciun situație care pe viitor să fim respectați. Vă mulțumesc. Domnul Bani. Așa că ultimul aviz trebuie să primească de la Consiliul Local. Dacă nu, acum aflu că, da, nu și de la monumente, nici de la drumurile naționale. În consecință, nu trebuia să fie pus pe ordinea de zi. Altfel, la drumurile naționale. Nu mai mult. Deci dacă n-am avizul de la monumente, nu trebuia să fie. Zone nu au pus, dacă au pus, sau eu nu am zona de monument. Consumule la tot. Cine este pentru? Împotriva? Nu, abține. Așa ceva nu se face. Domnul primar a ținut intervenit și a spus că nu l-au pus până acum. N-are nimic până aparte. Deci știm că dacă nu au pus până acum, nu înseamnă că este ok. Deci dacă n-au avizul de la monumente, nu se poate lucra. Nu contează că au pus sau nu au pus. Noi nu putem vota fără avizul monumentelor. Dacă cei de la monumente nu se dea avizul, atunci ce se întâmplă? Ei nu mai știu că este autorizație. Domnul consilier, dacă ei nu vor primi avizele de construire, nu vor primi autorizații de construire. Deci asta este. Deci ne prezentând avizele sociale, noi nu se ridicăm autorizații de construire. Fiind sancționat, prin dispoziția primarului, se vota jos în termen de 15 zile
Întrebare. Ne-am să nu pentru la vizul ăsta să ajung. Este despărerea mea personală? Da. Eu o să mă adresez prefecturii și să știți. O să mă duc mai departe, o să mă adresez prefecturii și o să le spun că fără avizul monumentelor, fără un aviz, s-au votat în Consiliul Local și votul ăsta este... Votul ăsta este... Uite, nu e nicio problemă. Această mergere poate să piacă. O să o primim înapoi, o pun, nu e nicio... Puteți să... Merge să... Chiar la un fond, tot ce mișcă în oraș.